Unde dai și unde crapă? O zicală care se potrivește perfect și atunci când ne referim la sistemul de sănătate din țara noastră. Deși ministrul sănătății Florian Bodog a încercat în trecut să scape de birocrație, a creat alte reguli întortocheate. Comisiile speciale care aprobau tratamentele costisitoare au fost desființate în speranța că pacienții vor beneficia mai repede de medicamentele care le salvează viața. Numai că s-a întâmplat exact invers. Accesul la tratament a scăzut în loc să crească. În această situație este și Ionuț, un băiețel cu o formă gravă de leucemie. De 2 luni nu mai are acces gratuit la medicamentul care îl poate ajuta să aibă o copilărie frumoasă. Costurile tratamentului se ridică la 7.000 de lei pentru o singură lună, mult prea ridicate pentru familia lui Ionuț. Împreună însă putem să-l ajutăm. Ionuț are aproape 7 ani. Ultimii 3 ani din copilărie au fost însă umbriți de o boală cruntă. Leucemie acută limfoblastică. Familia a sperat până în ultima clipă că nu este nimic grav, dar boala punea tot mai mult stăpânire pe trupul micuțului. Dureri de spate, dureri de picioruș, stâng, mânuța dreaptă, după care febră, nu mânca și dormea tot timpul, slăbise la 13 kg. Am ajuns la Spitalul Fundeni, în care exact a fost diagnosticat cu această boală. Deja era destul de greu, să zic așa. S-a chinuit un an de zile cu citostatice. Fiind atât de mic, lupta lui Ionuț cu boala nu a fost deloc una ușoară. E foarte greu, nu pot să descriu în cuvinte cât de greu este să stai în spital, să-ți vezi copilul la tratament, să știi că există riscuri, că poate să fie bine, poate să nu fie bine. Plângea, vroia acasă, îmi dădea vina mie că l-am adus la spital, deși el nu știa ce se întâmplă cu el. În cele din urmă, doctorii au prescris un medicament care să îl scape pe Ionuț de dureri și să se poată bucura de copilărie. Pe atunci, tratamentul era aprobat de comisiile speciale, fiind vorba despre un medicament costisitor decontat în mod normal adulților. Dar cu toate acestea, era singura soluție pentru Ionuț, după ce medicii au încercat alt tratament pe care organismul băiețelului l-a respins. Acest medicament, vreau să spun că i-a mers foarte bine, mănâncă bine după el, nu mai varsă, nu mai are stări de greață, este ca și cum nu i l-aș da, deci nu e ceva care să-l afecteze. Când mama copilului spera că totul va fi bine, a fost pusă din nou la grea încercare. Odată cu desființarea comisiilor speciale, care până la începutul lunii martie aprobau medicamentele scumpe, accesul gratuit la tratament a fost oprit pentru Ionuț. De aproape 2 luni, băiețelul a revenit la medicamentul care îi provoacă reacții adverse. Asta pentru că noile protocoale terapeutice sunt mult mai stricte, iar medicul nu i-ar mai putea da pe rețetă compensată pe cel care îi oferea o șansă la viață sănătoasă. Prescripția după dispariția celor comisii de la nivelul casei naționale a scăzut, după constatarea noastră, cu 20%, lucruri recunoscute și de Ministerul Sănătății. Prescripția este foarte dificilă din cauza celor protocoale care sunt foarte restrictive, iar medicilor le e frică să recomande. Președintele Asociației Pacienților Cronici susține că medicilor le este teamă să-și asume prescrierea medicamentelor scumpe, în condițiile în care procedurile stricte i-ar putea pune în situația să achite tratamentul din propriul buzunar. Până la ora difuzării acestei știri, nu am reușit să luăm legătura cu medicul care l-a îngrijit inițial pe copil pentru a vedea de ce medicamentul nu mai poate fi prescris în continuare. Disperată însă, mama lui încearcă să găsească ajutor și înțelegere la un alt doctor. Încerc din toate puterile și nu mă las ca băiețelul meu să trăiască și să fie bine. Sunt așa de disperată încât chiar aș vrea să facem ceva pentru el. Nu-mi doresc absolut nimic decât acel medicament. Boala însă nu așteaptă, iar Ionuț are nevoie în continuare de tratament. Până când situația va fi lămurită de medici sau autorități, haideți să-l ajutăm noi pe Ionuț să se bucure acum de vacanță, iar la toamnă să poată merge în clasa 1. Costurile tratamentului se ridică la 7.000 de lei lunar, iar copilul are nevoie de pastile pentru un an de zile. Lăsată singură de tatăl băiatului, mama nu se poate descurca singură. Puteți ajuta cu donații în contul afișat pe ecran. Și am uitat să vă mai spunem un lucru. Pe 11 august este ziua lui Ionuț și își dorește doar să se facă bine. Avea să răspund să ne-a tratamentul ca să pot să-l iau. Să mă fac bine și să mă fac și eu mare. Ce se întâmplă acum pe anumite zone în Ministerul Sănătății, cred că ar putea să facă obiectul unor structuri din Ministerul Sănătății. Hai să spunem 2 săptămâni,
și un proiect de reducere a birocrației în acest sens.